până la versetul 50. Biserica despre care sunt sigur că are viitor este biserica în care atunci când citesc din Biblie, aud foșnet, nu că se mișcă cineva, se deschide Biblia. Și aici am auzit un foșnet destul de puternic, Domnul să-i mărească de cibeli. Ați înțeles cum, da? Părinții lui Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Isus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta, au crezut că este cu și lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuților, dar nu l-au găsit și s-au întors în Ierusalim să-l caute. După trei zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care îl auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas în și mama lui a zis, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, dar ei n-au înțeles spusele lui? Și ca să fiu sigur că sunteți foarte atenți, versetul 49, o să rostim cu toții cu voce tare, am ochit câțiva englezi, americani, la care mă la buzi dacă citesc, da? Învață limba română instant, nicio problemă. Fiți foarte atenți, fiecare dintre noi avem dreptul să rostim cuvântul Domnului și trebuie să-l rostim cu voce tare, are putere, amin. De aceea, fiecare dintre noi rostim cuvântul Domnului, versetul 49, 3, 2 și El le-a zis, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Amin. Vă invit să vă reașezați. Dacă m-ați fi întrebat înainte să pornesc din România, unde voi fi în această zi, v-aș fi spus că sunt în Arizona. Așa trebuia, așa era itinerariul, dar se pare că sucotelele de acasă nu potrivesc cu cele de pe traseu. Așa, o, trăd Dumnezeu să fiu în această seară cu dumneavoastră. Fratele pastor Vasile Bojor, pastorul coordonator, în ultima marți, când am fost la Biserica Betania, ne-au pus în brațul Domnului și ne-au rugat ca oriunde mergem să transmitem salutul Bisericii noastre Maranata. Domnul, nostru. Să nu scăpați nostru, că e foarte important. Domnul nostru vine. Și Domnul nu e doar amer americanilor, românilor. Am văzut câțiva clujeni și m-am bucurat să-i cunosc, să-i văd. Domnul este al nostru, al fiecare dintre noi. Merge aici un amin. Și dacă la care careva dintre noastre în Domnul nu e Domnul, să devină Domnul în această seară. Se poate? Să să fie Domnul. am stat la dispoziția Duhului Sfânt să aflu care e mesajul lui Dumnezeu pentru această seară, pentru mine în primul rând și pentru fiecare dintre noi. Am tot încercat să nu predic de aici, dar n-am putut, asta e viața. O să vedem de ce mai încolo, probabil. Biblia zice că în fiecare an, la praznicul Paștelui, existau cel puțin trei evrei, unul foarte mic, doi mai mari, care veneau la Paște, la templu, la Ierusalim. Uitați-vă că Biblia zice că băiatul Iisus a venit de 11 ori la templu și nici un rabin nu l-a identificat. Nu vă miră faptul ăsta? Nici unul nu și-a dat seama că el e Mesia. Oamenii ăștia purtau Biblele cu ei. Aveau filacterii, mai ales farisei, adică părți de versete inscripționate, printate pe haine. Oamenii ăștia știau o grămadă de versete din Biblie, pericope întregi, fraze întregi și nu și-au dat seama. Dacă ar fi studiat profețiile mesianice care sunt minim 333, ar fi trebuit să știe că el este Mesia. Se pare că nu și-a făcut foarte bine temele. Se pare că orarul profetic l-au cam neglijat. Știți de ce îl iubesc pe Iisus? Pe băiatul Iisus acum. Pentru că de 11 ori a venit la praznic, nimeni nu l-a băgat în seamă și a mai venit și a 12 -a oră. Amin? Aviz amatorul care spun, frate, eu nu mai vin marți seara, nu mai vin duminică seara, pentru că pastorii, slujitorii, oamenii de lângă mine nu prea mă bag în seamă, dragilor. Veniți careva la biserică să vă bage oamenii în seamă eu întotdeauna când mă duc la casa Domnului, mă duc să mă bage în seamă în Hristos. Și Hristos pe fiecare dintre noi ne bagă în seamă. De fiecare dintre noi lui Dumnezeu îi pasă așa de mult. Ai viață, mișcare, suflare, toate lucrurile, ai capacitatea să ajungi la biserică, ai frigiderile arhii la fel ca mine, ai mașină, ai casă, ai proprietăți, ai business, ai de toate. De unde le ai? Am să spun ceva, îți reamintesc, ți le-a dat Dumnezeu. Cine crede că i-a dat Dumnezeu să facă un semn cu mâna ridicată? O să văd cine-i trează. Ne-l a dat Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu ne-a dat tot ce avem bun. Ce-i rău? E lucru manual. Băiatul Iisus a venit și a 12 oară. N-a venit doar la una dintre zilele de jerfă. Știți foarte bine că sistemul pascal, sacrificial, Paștele, dura șapte zile, șapte zile. În cele șapte zile nu aveau voie să mănânce decât verdețuri mare, azini, fără pâine, fără drojdie, da? Pâine fără drojdie și mielul care trebuia să fie jerfit. Prin șgheapurile din templu, sângele curgea ca și apa. Toți erau foarte interesați, mai ales preoții. Hai că târziu! Să se termine. Vă, vă semnalizez, nu se tem la nouă în seara asta, da? Deci dacă aveți cumva agende, puneți-vă pe blocaj, că nici eu nu știu că se termină. Se termină că se termină. Slăviți să fie Domn pentru asta. vi să fie Domnul că Domnul are un program special pentru noi. Amin? Lăudați să fie numele Domnului. Au venit la jertfă, da? Cum credeți că a venit tata și mama cu băiatul Iisus la 12 ani? Știți cum cred? L-au adus de... de mână. Pentru că niciunul dintre noi, ca părinți responsabili, nu vă permiteți riscul într-un oraș super aglomerat cum era Ierusalimul, când cei mai mulți oameni veneau la trei sărbători de peste an, printre care era și sărbătoarea Paștelui, să lase pe băiatul Iisus besmetic să umble. Mai văd de ăștia prin biserică. Și ce le zic la părinți? Dacă nu recunoaște nimeni, el îl fiez. Oricum n-am copii și îmi doresc. Ați înțeles ideea. Știți cum au venit la templu? Împreună În mâna asta lui Iisus era mâna lui Iosif În mâna asta a lui Iisus era mâna Marie Sau viceversa, că nu contează poziția Au intrat împreună la templu Au intrat la jerfă Totul a fost foarte bine pus la punct Jerfele s-au derulat cu precizie Nicio o greșeală, domnule Totul permetic. Milimetric, programat Și când se termină cele șapte zile de jerfă toți abia așteaptă să termine, să plece acasă liniștiți. Știți care e drama? Au intrat în templu, în bar, cu Iisus de mână. Au venit împreună cu Iisus și de la templu au plecat acasă, fără Iisus. De cum se poate una casă, că am avut jertfe, am avut ritualuri, am avut preoți, am avut închinare, am avut totul derulat, exact cum zice legea. Să vii cu Isus? și să pleci fără Iisus? Care-i realitatea? De ce s-a întâmplat asta? Unii spun, sărăcuțul Iisus a fost el așa mai micșor, avea 12 de ani, nu prea pricepea el foarte multe, așa că a fi nu știu pe unde și s-o fi ascuns, s-o pierdut săracul. Să percepția noastră generală când citim pasajul ăsta. S-au pierdut sărăcuțul Iisus. Întrebare. Iisus s-a pierdut de cei doi sau cei doi? L-au pierdut pe Iisus. Răspunsul la întrebarea asta nu o dă nici inteligența dumitale, nici a mea, ci Biblia. Și Biblia zice așa. După ce au trecut zilele praznicului, versetul 43, pe când se întorceau acasă, toți băiatul Iisus nu s-a pierdut, ci a rămas în Ierusalim. Știți de ce îl iubesc eu foarte mult pe Domnul Iisus? Că pleacă ultimul de la închinare. Nu dă buzda să rupă ușa când se termină slujba. Iisus trece printre rânduri în dreptul fiecăruia dintre noi. Și când vede o soră descurajată pentru că fica i-a plecat în lume, o bate pe umăr și zice, crede, eu pot totul. Chiar rămâne în Ierusalim, se ridice oamenii căzuți, cum se spunea, să binecuvinteze oamenii care nu mai au speranță. O, de câte ori n-ai venit și dumneata la casa Domnului și ai zis, parcă aș vrea să mă duc pentru ultima că totul e praf, pulbere, distrugere, faliment, cădere. Și ai venit la casa lui Dumnezeu și o cântare, o rugăciune, un îndemn sau un mesaj biblic a fost o mână a lui Iisus Hristos care te-a ridicat și care te-a binecuvântat. Binecuvântată să fie mâna mare lui rege. E prezentă în seara asta între noi. Isus nu s-a pierdut. Iisus a rămas în Ierusalim. Dar cum se face că cei doi oameni maturi au plecat, domnule, au plecat de la templu fără Iisus? De fapt, și ce a făcut ei? L-au pierdut pe Iisus. Pun întrebare pentru surori între vârsta de 0 și 12 ani a lui Isus există o altă femeie care să fi stat mai mult cu Isus decât Maria? Răspunți mi -mă, rog. Ce să? Ce Vă garantez eu că mama Maria știa exact ce mănâncă la micul dejun, la prânz, cum cinează, cum îi place să fie îmbrăcat. Tot știa despre el. Cine? Ce ființă știe mai bine decât mama cum îi place băiatul de 12 ani să se deruleze un lucru în viața lui. Există vreun bărbat, taților, care între 0 și 12 ani să-l fi cunoscut pe Iisus mai bine decât Iosif? Există? Păi nu există. Când intra în întâmplăria tatălui său, știa pe ce fel de lemn îi place să pună mâna. Cum vrea să-și le Cum se implica. Vă garantez eu că băiatul Iisus nu se trezea până la ora 11 să zică, am sorry, azi n-am ore. Să crezi tu că n-ai ore. Deja ai avut trei. Înțelegi ce zic? Nu era leneș, era foarte activ. să vedem că și cum vorbește cu învățătorii, demonstrează că e foarte atent și studios. Pune întrebări, are respect, da? Bune maniere. Să nu e un fel de vagabond mai mic. E un băiat serios. Și întrebarea care se ridică în seara asta este următoarea dacă primele două ființe, cele mai apropiate de Isus, au reușit performanța cu ghilimele de rigoare să-L piardă pe Isus. Oare nu există riscul ca mileniu trei în sacramento, aici la Emanuel, să fie prezente persoane fizic sau poate unii online care să-L piardă pe Isus. Oameni buni, când 10.000 de dolari, e durere. Dar nu e așa ca și cum l-ai pierde pe Iisus. Când pierzi pe cineva drag, e înfiorător, e alarmant, nu poți să egalezi durerea asta, parcă. Dar dacă îl pierzi pe Iisus, e mai adâncă durerea. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul. Dacă l-ar pierde pe Iisus Hristos. Nu pierde un business, nu pierde ceva valoros. Îl pierde pe Iisus cine îl pierde pe Iisus poate bate drumul la biserică și până acasă de un miliard de ori. De o ori pe săptămână dacă trebuie. Dacă l-ai pierdut pe Iisus, pierzi raiul. E cea mai adâncă durere. Există două categorii de oameni care îl pierd pe Iisus. Când vorbim de această realitate al pierde pe Iisus Hristos, planeta se împarte doar în două, nu în trei, nu în patru, în două. Prima categorie de oameni sunt oamenii care au fost schimbați la evanghelizare, au avut pe cineva vecin, apropiat, un om care a insistat de câteva ori și a spus, hai la noi la biserică. Uite, există un mesaj evanghelic, există un cuvânt al lui Dumnezeu, uite, vreau să-ți împart un plian, vreau să-ți dau un nou testament, chiar în limba engleză, dacă doar limba engleză știi, nicio problemă. Și au fost oameni care au avut contact cu Evanghelia, care s-au întâlnit cu Hristos cărora Dumnezeu le-a vorbit prin cântare, le-a sensibilizat inima, au fost atinși într-un mod supranatural. Poate nu au ascultat predici într-o clădire de biserică, dar au ascultat mesajele lui Dumnezeu pe YouTube, prin sisteme media, nu știu prin ce metode. Le-a vorbit Dumnezeu. A fost foarte aproape chiar să-și predea viața Domnului. Dar și ce au zis? Săptămâna viitoare. Anul viitor. După ce îmi căsătoresc copilul ca să pot să-mi un dans, mai zice câte o doamnă. Căci un domn. Să mai pot să trag un pic la măsia, că dacă mă pochez, nu mai am voie. Știți că pucăiții nu beau, nu? A zis Amin și n-am Amin. Pocăiții nu beau. costalei poate că mai trag pe la măsia, pocăiții nu. Sper că dacă aveți cumva vigide de alcool, vin sau chiar bere fără alcool, să faceți curățenie în seara. Să zici cineva Amin și n-am Amin, Domne ajută. Doamne ajută. Și într-o zi, oamenilor acestora care au fost prezenți lângă Evanghelie, care poate chiar au ridicat o mână și au zis, da, eu vreau să fiu cu Isus, eu iubesc pe Jesus. Dar au mânat întâlnirea reală a iertării păcatelor lor, au amânat acel legământ cu Dumnezeu prin apa botezului, mărturisind ca lor cugeri, cum se spunea, e curățit în sângele lui Iisus Hristos, prin învierea lui Iisus Hristos. Nu apa curăță păcată, ci sângele lui Iisus Hristos. Amin? Slăvit să fie Domnul. Și-au amânat, și-au respins. Știți că Dumnezeu a luat dosarul lor din cer și a scris numele și prenumele lui, sau ei, și în dreptul lui a scris la pierdut pe Iisus. Eram în Dubrăveni, în Suceava, în martie 2015 și după mesajul transmis pastorul Virginiagu s-a ridicat în picioare și a zis oameni bun vin din Melbourne, în Australia, am stat aproximativ trei luni și nu pot să nu vă împărtășesc un caz care mi-a mărmurit inima. M-a Un bărbat care umbla la toate bisericile din Melbourne, am fost și eu de câteva ori la toate dintre ele, prin Harul lui Dumnezeu, am acolo o soră în Australia și Dumnezeu mi-a dat această binecuvântare să fiu acolo, deci știu despre ce biserici e vorba. Un bărbat de 20 de ani venea la biserică, de 20 de ani. Aproape la fiecare slujbă venea. Îi știa pe pastor, baptiști penticostal, pe toți îi știa. Știa corul de toate. Într-o zi, l-a deranjat, deși era un mare businessman, unul dintre cei mai proeminenți businessmen români din Melbourne, l-a deranjat la cotul, la mâna dreaptă, o luniță. S-a dus la medic, medicul specializat, a luat probă, a trimis mai departe și a spus... Am următoarea concluzie după două săptămâni aproximativ. Ai cancer. Stimate domnule, aveți metastază. Tot corpul e plin de cancer. Conform statisticilor noastre, după cum am văzut alte cazuri, în două săptămâni ai încheiat cu cu viață. Mori. A zis pastorul Vigineagu, ne-am dus cu mai mulți slujitori, am încurjat salonul unde era internat omul care 20 de ani a venit la bisericile noastre. Și toți am pus o singură întrebare: chiar nu crezi în Dumnezeu? 20 de ani am vin la biserică. Chiar nu vrei să te botezăm? Dacă din cauza problemelor tale medicale nu te putem scufunda într-o cadă sau într-un bazin sau într-o vană, aducem și stropim pe tine până când ne asigurăm că fiecare părticică din corpul tău este udată cu apă, semn al scufundării, baptiz, o imersiune totală. Bărbatul acesta s-a uitat trist, grav afectat, în ochii tuturor. Și-a zis, din perspectiva mea, aș vrea să spun că eu cred, dar țineți minte ce mi s-a întâmplat azi noapte. Salonul meu a intrat un bărbat îmbrăcat în haine albe. S-a uitat în ochii mei, supărat. Și m-a arătat cu degetul și mi-a zis, pentru tine, nu mai există har. Și-a plecat. Sunt sigur că a fost Isus, a zis bărbatul ăsta cu mâinile mele, cu urechile mele, cu ochii mei, cu buzele mele, cu nările mele, cu colzile mele vocale, cu rațiunea mea, aș vrea să spun că cred, dar nu pot. Nu mai am har. O să-mi ziceți, pastore, tu faci teologie din experiența unui om din Melbourne? Nu. Vă dau un caz biblic. Irod Antipa. A avut șansa să fie contemporan cu predicatorul radical, să nu avea timp de menajamente. Mă lasă să intru în biroul tău sau nu. Nu. A intrat direct la Irod Antipa Ioan Botezătorul și a zis direct, pe limba lui, nu-ți este îngăduit să treci cu nevasta fratelui tău, Filip. Concubinajul este interzis. Amin. Amin. Nu contează că ești bea și te însori peste două săptămâni. N-ai voie să ai relații cu fata aia, înțelegi? Amin. Cupinajul este interzis. De Biblie, nu de mine. Și ce a zis Irod Antipa? Stați un pic, mă! Păsta, trebuie să trebuie să-l pun pe mult neapărat. E prea agresiv, e prea radical și vrea să facă tot felul de discord între mine și nevasta fratelui meu, Filip. Irodiada. Așa se face că a zis, luați-l și aruncați-l în închisoare. Ce trist. Să pui pământul un proroc ca să-ți meargă ție bine? Să închizi, să bați sub parchet, sub mochetă, un sfânt, ca să-ți meargă ție bine? Oare cât o să-ți meargă bine, mă întreb. Știți că se mai practică asta și în contemporaneitate? Nu-i bun prorocul, că o descoperit un păcat despre el sau despre ea. Gata, nu mai e bun. Pe dragilor, dacă cineva ar vorbi despre mine și-a zice să mă pocăiesc, eu zic mine de o mie de ori Dumneata, ai nevoie de pocăință, eu am. Avem nevoie de pocăință. Cum să mă imenevez pe broc când îmi deci zice să mă pocăiesc? Chiar are dreptate că am nevoie. Că sunt un om, cel mult un om. Dar nu ca după gratii. Dar satana nu doarme. Satana e perfect și are și retricuri foarte bine pus la punct. Și ce zice? Hai, e ziua ta, ero erotice. Mă erodă în E ziua ta. Cum să treacă ziua ta așa? Ca fulgeru. Organizează o zi onomastică. Cheamă-i pe oamenii după sprâncene, boiei, oamenii cei mai proeminenți, cei mai importanți, cei mai valoroși, oamenii care au plicurile cele mai groase, oamenii care sunt cei mai tari. cheamă mai repede și nu se poate ca la ziua ta să nu se danseze. Nu se poate. Așa se face că se întinde un ring de dans și Salomea, fiică îi dansează. Și în timp, în timp ce dansează, Rodan în timpul curvește cu mintea, sub influența alcoolului, cântește cum ar trăi cu fata Ăsta e motivul pentru care dansul este interzis. O zici ceva mici, n-am auzit? Amin. Mă întreabă unii, frate, noi de ce nu putem dansa? Mă, prieteni, cum să dansezi? Și David o dansat în Vecul testament, dar tu ești în vecul testament? A Vezi că spun eu câți dolari costă. Înțelegi ce zic? Închinarea nou testamentară are o altă optică. Nu găsim în închinarea din Noul Testament un dans. Sorry. Și cum să existe dans senzual când e vorba de pocăință, prieteni? Pocăința, pocăință rămâne. Amin. Dar ne pleacă tinerii, frate, să vină și să vină la pocăință. Dacă nu vor să rămână la pocăință, atunci se vor trezi într-o zi, dar să nu fie prea târziu. Noi nu schimbăm pocăința să fim contemporani și cică relevanți. Noi trebuie să fim pocăiți adevărați. Și când pocăința adevărată va fi în noi și în viețile noastre, vor veni și oamenii de pe stradă, nu doar pruncii. Amin. Amin, slăvit să fie Domnul. Bărbatul ăsta zice, orice îmi ceri îți dau. Cine ți-a dat voie ție să iei astfel de decizii? Nu știi că tu, ca să iei o decizie despre spațiul ebraic, mai întâi trebuie să consulți un format din 71 de bătrâni al lui Israel? Cum îți permis asta? Și zice, și jumătate din împărăție, pact să dau. Vă dați seama că fata asta putea să ajungă miliardară în euro? Care zice? Putea să aibă niște proprietăți, încât vecii vecilor să nu mai muncească, să trăiască doar din chirii. Dar fata, păcătoasă, în loc să caute un consilier bun, se duce la mama sa, care știți cum e, cel mult ca ea, dacă nu chiar mai rău. Știți că din perspectivă biblică nu avem acord ca surorile să ia mărturisiri? Găsiți-mi în cartea asta, în cartea asta, în Biblie, o femeie care a luat mărturisirile altei femei. Vă rog să-mi aștept la final să găsiți un caz. A, că Biblia spune că surorile mai în vârstă să învețe pe cele mai tinere despre două subiecte exclusive? Asta e adevărat. Cum să-și bărbații și să-și Educe copiii, nu despre cum să, cine, să fie pastor în biserică și să fie membru, membru în comitet. Corect? Amin, se zice aici. Sărorilor, Biblia ne învață ce trebuie să facem, amin? Doamne ajută! De ce nu mergi la un sfânt al lui Dumnezeu să te conciliezi? Să trebuie, e momentul vieții tale, e un moment extrem de important. Mama să zice, o viață întreagă am umblat cu farfurie și am pus de mâncare la oameni. De data asta vreau pe farfurie un cap de om. E extraordinar, domn. Întrebare, asta e logică? Nu vi se pare că și mintea parcă și-o pierdut-o? Păi că atunci când dai mâinile diavolului și mintea ți-o pierzi. Nu mai gândești normal. Și zice să vină pe farfurie capul lui Ioan. Un gardian intră fără milă. Vreau să cred că Ioan își dorea să fie prezent Iisus, cel ce apasă clanța ușii la celula de maximă siguranță. Știți că o trimit și o zis, el este? Dacă nu el, așteptăm pe altul. Dar nu intră nici Iisus, nu intră nici unul dintre ucenicii lui Iisus, nici unul dintre ucenicii lui Ioan. Intră un gardian fără milă care a primit poruncă radicală, să le ia ca pe un câine, să-l așeze cu capul pe un butuc și să-i reteze. Știți ce zice Antipa? Am terminat-o cu predicator. De acum, club, imoralitate, pornografie, masturbare, amante. Ce vreau eu fac? Să crezi Moare un sfânt, dar nu Dumnezeu. Dumnezeu rămâne pe tron. Slăviți să fie în numele Lui. Trece timpul și Matei 14 ne sublinează faptul că dintr-o dată, au de vestea că există un nazarinean, există un galilean care pe unde merge, efectiv se întâmplă minuni supranaturale, se apropie de un om care e în șans, Bartimeu, nimeni nu-l bagă în seamă, n are valoare, nu are bani, nu are prieteni, nu are acces direct la primar, la președinte, la consilier, la ce vreți dumneavoastră? Și toți îi spun, taci că tu nu meriți! Nazarineanul Iisus Hristos e prins cu predici, nu are timp de tine, dar Iisus îl bagă în seamă. Și la foștii certăreți care l-au certat fără acord, le cere, duceți-vă și chemați -l. Ce vrei să-ți fac? Poate e întrebarea care trebuie să o auzi din partea lui Isus în această seară. Ce vrea să-ți facă Isus? Eu zic, Domnul să-ți răspundă la rugăciuni. Domnul să intervine într-un mod supranatural. A auzit Irod al tipa că în ăsta Iisus Hristos se apropie de oamenii care au urechile și aparatele auditive blocate și zice numele meu să auzi și surzi aud. Nazareneanul Iisus se apropie de orbi care au efectiv sistemul acesta al ochiului, retina, totul e blocat, nimic nu merge, informația la creier. Și zice uneori, scui pe pământ, transform din nisip, tra și pun pe ochi. Medicina ar nu se poate una ca asta, dezinfectează-l. Și totuși vede bine. Cine e asta? Zice o Cine asta? Oare un proroc din Vechiul Testament? Oare Ioan? Vă dați seama ce bine asemănat Ioan, botezătorul cu Iisus Hristos, încât dușmanii lui Ioan și ai lui Iisus am perfecți la fel. O, oh, te a și noi cu Iisus la fel. Ajută-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne. cine -i? Și Biblia zice, își dorea să-l audă, să-l vadă făcând vreo minune. Iisus Hristos îi trimite o telegramă și îi zice, fii atent, duceți-vă și spuneți vulpii acelea lui Rodantipa, lucrez azi, mâine și a treia zi termin. Cu alte cuvinte, Cristos le-a zis, i-a zis lui Rodantipa: băiete, mai ai trei zile de har, trei. Ați vindec, scot dragi, ai ieșit tu nevoie. Vezi că se termină, Ai grijă. Luca 23, dacă dăm doar câteva pagini în aceeași Evanghelie, ne spune ceva înfiorător. Iisus e în complotul de judecată. Pilat realizează că Iisus este de origine galileană din regiunea aceea și zice, n-am voie să decid asupra justiției în dreptul lui. Trebuie să redirecționez înspre Irod, Antieba, în culmea. Ascultați ce zice Biblia. Irod, versetul 7, Luca 23, Irod, se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Dar trebuie să cheltuiască nimic, nici cu avionul, nici cu autobuz, nici cu bicicleta, nici pe jos. Era acolo. Ai fi zis ce mare onoare. Versetul 8 zice, Irod, când a văzut pe Isus s-a bucurat foarte mult. Că nu e suficient să fii foarte bucuros când ești la închinare. Că știi mult dorea să-L vadă. Nu e suficient să-ți dorești să-L vezi pe Isus din pricina celor auzite despre el și nădăjduia, nu-i suficient să ai speranță legată de el, nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Pesetul nou mă înfioară. Erod i-a pus multe întrebări lui Iisus, nu puține, multe. Dar Iisus nu i-a răspuns nimic. În fața ta stă cel mai important om din regiunea ta. Tu ești din Galileea, el este tetrargul Galilei, omul numărul unu. Cât ar fi vrut să-l prindă la evangelizare să stea pe bănci undeva? Măcar să prindă o secvență din predicile lui. Și nu el e grăbit, ci el îți pune întrebări. Nu-i răspuns lui Rodan Diba? Cum se poate un agaz? De fapt, Iisus ne zice, M-am uitat pe dosarul lui din cer. Și chiar dacă e în viață pe dosarul lui din cer e Iroda Antipa nu mai are har. L-a pierdut pe Iisus. Te în viață. Noi zicem, viața noastră poate fi cât lungimea acestui popitru, da? Dumnezeu e obligat de la secunda 1 până la secunda ultimă din viața noastră să ne infuzeze noi har, 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 har peste har. Asta zicem noi. Dar Dumnezeu nu e obligat să facă asta. Dumnezeu ne poate da har atât, 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 sau chiar atât, nu știu. Este motivul pentru care nu mă pot juca cu mijlocul harului lui Dumnezeu. Că nu știu cum mi se termină. Că nu există un număr de mijloace și apoi când s-a terminat, egal la toți. Nu, nu știu. Oamenii care îl pierd pe Iisus, pentru că l-au respins continuu, 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 continuu. Rămân în viață? După cum faraon în primele cinci dăți și-am pierdut el inima a șasea oară pentru următoarele cinci dăți, zice Biblia Dumnezeu, am pierdut inima. a pierdut și el pe Dumnezeu, pe Isus. A doua categorie de oameni care îl pierd pe Iisus Hristos sunt oamenii care au venit prezenți la evangelizare și au predat viața Mântuitorului. Au avut un moment care a spus, da, noi credem că avem păcate. Noi proclamăm peste viața noastră, peste mintea noastră, peste întreaga noastră ființă sângele lui Iisus Hristos și vrem Domnul Iisus să ne ierte păcatele. Și efectiv au fost iertați. Au fost deliberați, au fost muși din viața lor veche. Au fost născuți din nou, s-au botezat în apă în numele Tatălui, a Fiul și a Duhului Sfânt, un botez biblic. Au început o viață cu Dumnezeu. Au fost chiar unii dintre ei botezați cu două Sfânt, dar la un moment dat au început să comită un păcat. Nu accidental, ci un păcat intențional. Azi un păcat, mâine al păcat, poi mâine al păcat. Răspoi mâine, același păcat de prima zi. s au obișnuit o săptămână, o lună, un an. Sunt oameni care vin la bisericile noastre și ei beau alcool, știți? Și zici, frate, care e problema că bea alcool? Păi dacă tu bei alcool, nu te mira că pruncii tăi se droghează în viitor. Ca să realitatea constantă a vieții. Un motor generație o să cadă un pic mai jos. Asta e viața. O să creadă că ceea ce faci tu e normalitate și o să ajungă la depravare. Nu te mira. Nu te mira. Asta e realitatea vieții. Vei să o contești problema ta, dai cu capul și o să-ți vezi că realitatea aceeași rămâne, nu o schimbi nici eu, nici tu. Că așa viața. e viață. Comite un păcat, al păcat. Și la un moment dat Dumnezeu ia dosarul lui din cer și zice că e în dreptul lui sau în dreptul ei. L-a pierdut pe Isus. Avem un exemplu biblic? Da, avem. Înainte să-și aleagă Iisus Hristos ucenice și ce-a făcut? O noapte întreagă s-a lucat. Câți dintre noi ne mai rugăm înainte să luăm decizii? Să dăm telefoane sau ne interesează ce zic oamenii despre deciziile noastre? Sau luăm decizii ca să rămână poporul mult lângă noi sau ca să fim noi sau populiști. A greșit Iisus când a ales pe Iuda? Da? N-a greșit, că Isus n-a greșit niciodată. Cum să ne om că ar fi greșit vreodată? Era sfânt la superlativ. Și totuși, vă întreb, Iuda l-a pierdut pe Iisus? Trei ani și jumătate a fost prezent lângă Iisus Hristos. A văzut minuni, învieri din morți. A văzut lucrări supranaturale. Hristos era între ei. Hristos făcea lucrări inegalabile în istorie. Ucenicul care a stat la cină cu Domnul Iisus Hristos. Ucenicului la care Isus i-a zis prietene, nu dușmane, nu prietene. a pierdut Iuda pe Iisus? Dar cum s-a întâmplat să pierdă pe Iisus? Că mă fior. Știți cum? A început să facă ceva de genul. A avea responsabilitatea să poartă punga. Era un fel de casier al ucenicilor. Și zice Biblia Ioan 12, era un hoț. Dar n-a furat toată în viață. Nu vă imaginați accidental, n-a avut ce să mănânce și a luat un pic. Nu, nu, nu. A devenit un hoț constant. Știți cu ce l-a ispitit? Diavolul primar e preos, Cu pasiunea vieții lui, cu hoția. Și înainte să-i spună ce vrei să-ți dăm, ca să ne vinzi pe Iisus, ăștia deja știau care e vulnerabilitatea lui numărul 1, așa că i-au și numărat 1, 2, 3, 30 de agenți. Pentru că avea o problemă. Fura. Dar frate, e păcat să furi? să minți? Normal că e păcat. E păcat să înjuri după botez? Clar că e păcat. E păcat să vizionezi pornografie? Clar că e păcat. E păcat să te masturbezi? Clar că e păcat. E păcat să faci flirt ca bărbat că să te să trimiți mesaje la o femeie care nu e nevastă ta. Ce ai cu ea, domnule? n ai responsabilitate spirituală asupra ei, n ai responsabilitate financiară de business, oprește-te! Să e păcat, se numește flirt. Tot scrii, scrii, scrii până când satana te înnorucește. Te miri că ajungi cu ea în hotel prea târziu. Păcat. S-a jucat. S-a jucat odată, de două ori, de trei ori. Și Biblia zice că și-a dat seama că a vândut la final. Și ce? Sânge nevinovat. Știți că Iuda a zis următoarea frază. Am păcătuit și am vândut sânge nevinovat? Să n-a fost un om din care n-avea nici măcar o perspectivă spirituală? El a recunoscut că a păcătuit. Dar la fel ca Salomea, nu și-a căutat un consilier bun. Ce frumos ar fi fost dacă Iuda mergea la Ioan, genicul iubirii, și îi spunea un pic într-un colț să ceva. Am o gheață pe inimă, îți disperat. Am gânduri suicidale. De ce, dragul meu, Iuda, că noi am stat la masă cu Isus. Păi pe tu, am gândurile astea pentru că l-am vândut pe Iisus. Am aruncat banii. Deci, în mod normal, putea să repare greșeala, da? De ce? Pentru că a, a aruncat bani, a zis, renunț la mijlocul păcatului, renunț la bani, nu mai sunt dependent de bani, dar. Nu s-a dus unde trebuia. Și zice Biblia și-a pus treangul în gât. Ne mai întrebăm dacă l-a pierdut pe Iisus. Nu asta de clar. S-a dus direct în iad. Trebarea la care vreau să posez puțin este următoarea. De ce l-ai pierdut pe Iisus? Te dacă l-ai pierdut dacă îl vei pierd? Te de, de ce l-ai pierdut? Trei motive scurte în viteză pentru care pocăiții mileniului trei îl pierd pe Iisus. Unul, din cauza neglijenței. Biblia zice pe când se întorceau acasă. Băiatul lui Iisus a rămas în Ierusalim, părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Lăsați-mă să fiu foarte update și actual. La acel moment bărbate și nu știu nimic despre nimeni ce vă spun, e de la Domnul, e de la Duhul Sfânt. Te-ai întors de la locul de muncă, vă răvășit, s-a întâmplat ceva, nu ți-a ieșit efectiv nimic în ziua aia. Te-ai întors acasă disperat, N-ai vorbit cu nimeni, n-ai dat niciun telefon, te a pe nimeni, ai intrat în propria ta casă și, dragă ta soție, te-a așteptat zâmbind. Avea trei feluri de mâncare, întotdeauna îi se potrivește, care e prun trebuie să rezolve, da? Tu zici, lasă că tu, tu nu mai stai acasă, schimbați două săptămâni. Schimbați? Că rămâne cât e un bărbat singur acasă cu prun și sim îmi simt că nebunesc. Dar e normal. Deci are responsabilități, nu-ți imagina că fluiră. Dacă mai intonează o cântare, asta ceva. Dar Și te-ai întors, te-ai așezat la masă, repet, erau trei feluri de mâncare, în loc să-ți împărțești soția ca să știți că nu-i păcat, nu? Pentru că te-ai îndervat foarte tare, în mod normal să mergi la o florerie și să iei buchetul cel mai frumos, care îi place ei cel mai mult. De ce? Că te-ai enervat? Și pentru că te-ai enervat, trebuie să nu-ți revești nervii pe nevastă ta, da? Știți de acum soluția, ok? Una dintre ele, că nu e singură. Te-ai pus la masă, mă rog, nu Tu întreba nevast, cum ești? Mai. Ai mâncat ceva? Aha. Din toată, numai semnale de astea de animăluț. Să viați, nu mai vorbești normal. Și te a uitat la șervețel și șervețelul nu era în dreapta, că era în stângă. Sfânta ta mână, sfânta ta mână, nu putea muta, nu putea muta la șervețelul din stânga în dreapta. Crăpai. Ce să zic? Muria efectiv. O, okay, că eu muncesc 12 ore pe zi din 24. Cine te pune? Iar îți limitează la 8. Fă-ți ordine, disciplină. Am încheiat subiectul. Da? Și eu trebuie să muncesc, aduc banii în casă și întotdeauna nu ești atentă cu mine și ești neglijată. De când te-am văzut prima dată? Și dintr-o dată nervi, nerv, nervi, nervi. Și 40 de minute pe nervi, pe ceas, e la nevază, dar asta e terminată. Intri în cameră că ești un pic de sfântoc, știi? Și trebuie să parcă ești religios, nu poți fi chiar... Intri în cameră frumos, te pui la marginea patului și zei bibliuța. Te pui și în genunchi foarte bine, poziția nu greșită. Și dai pagina. Dai, 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 dai. Nimic nu-ți mai vorbește. Închizi ochii crezând că te poți concentra. Nimic. Cineva îți scrie pe inimă. Din cauza certei tale cu nevastăta ta de 40 de minute. L-ai pierdut. Pe Iisus. La acel moment, băiete, în care ai făcut o simulare, da? Ai vrut să iei un pachetel de droguri, da? Să amintești? -am N-ai vrut să știe nimeni din casa ta. Așa că pentru că taică că e foarte, foarte atent cu tine și urmărești inclusiv telefonul, și foarte bine face că face ai insinuat o idee. Ai sunat un băiat dintre ai pocăiților, chiar românaș, și ai vorbit despre altceva. Dar ai spus lui taică te uite, am și de la prietenul meu, trebuie să ne întâlnim în oraș. De fapt, avea o întâlnire cu drogații. Știi tu locul la unde mergi de obicei? ți la luat pachetele de droguri, le-ai pus foarte bine, scumos? Le-ai adus acasă? Când nimeni nu era acasă, din toată tu trebuia să ai un timp de meditație. Și ai avut un timp cu satana. Știi că de la pachetelul ăla de droguri scrie pe inima ta de atunci? L-ai pierdut. Pe Iisus. De la primul pachetel de droguri. Primul. Ai auzit o știre, da? Ceva foarte interesant. Nu vă spun ce, că acum ai invogat ceva, nu vreau să intru subiect, da? Ai auzit, ai intrat pe canalul YouTube și dintr-o dată tu ai promis lui Dumnezeu că nu mai intri să vizionezi pornografie. Gata! Nu te mai auzi la asta niciodată! Dar după ce ai văzut acea știre, al patrulea videoclip mai jos în dreapta, era ceva despre care Duhul Sfânt a zis Nu intra! Nu intra! Ai dat click? și dintr-o oră și 45 de minute ai văzut șapte secunde de imoralitate. Șapte secunde. Era sâmbătă seara, duminică dimineața vine la biserică. Ai văzut să te concentrezi, te rogi. Cineva îți spunea pe interior, din cauza la șapte secunde de imoralitate, l-ai pierdut pe Iisus. pot continua. Da, unul pentru surori? Da, ai o soră care întotdeauna face taca, 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 despre toți. Cu tare nu-i bun, cu tare nu-i bun, cu tare nu-i bun, cu tare nu-i bun, Emanuel n-are viitor, n-are speranță. Și tu ți-ai zis, A un trecut, ai promis. Cu sora asta nu mai vorbesc niciodată până nu schimb atitudinea. E promis asta în fața lui Dumnezeu? Te-a apelat? E răspuns? Când i-ai văzut numărul, ai zis, uite, am promis că nu îmbârfească. Și satana ți-a aruncat o întrebare ce încârlic, ce știi despre... Pac! De parcă tu ai fi păstoriță. Și te prins. Și a zbârfit 32 de minute pe ceas. Și ce schia pe inima ta când ai văzut de rogi? L ai pierdut. Pe Iisus. Dar pastor, așa ușor să pierde Iisus? Cu o ceartă? Cu un pachetel? Cu o imagine? Cu o da. Și putea să mai continui cu exemple, dar mă opresc, pentru că aici între noi e prezentul lui Dumnezeu. În egală măsură, credeți? Aleluia, Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt are specializarea asta să convingă inima mea și inima dumitale, indiferent cât de bucăit sau bucăite ești, de păcatul tău. Te convinge și ți-amintești. Ți-amintești? Ți-amintești de vorba aia? Ți-amintești de gândul ăla? Ți-amintești de ranchiunea aia, de răutatea aia, de invidia aia, de cearta aia, de neputința aia, de dorința aia de răzbunare, de gândul ăla de gelozie? Ți-amintești? Ți-amintești? De ce l-ai pierdut pe Iisus? Din cauza neatenției. N-au băgat de seamă. Mă tot mir. Au mers cale de o zi. Fără Iisus. Eu nu suport o secundă fără Iisus. Nu am să suportați careva? Așa că vrem pe Iisus în fiecare fracțiune de secundă? Lăudați să fie în numele Lui. Fără Iisus nu avem viitor, dragii mei. Fără Iisus ne desmembrăm, făitor! Nu avem speranță fără Isus. Nu există viitor fără Isus. Isus e totul. Lăudați să fie în numele Lui. Lăudați să fie în numele Lui. Gloria Lui Hristos. Zice Biblia, au crezut că este. Ăștia n-au devenit atei, nici agnostici, și ce puteau să zică? Domnule, 12 l-am văzut în camera mea, dar nu știu, o arătare, o dispărut cumva. Și că ucenicii când îl văd pe Iisus Hristos pe mare călcând, și ce zic despre el? Este o nălucă. Era o nălucă? Nu, era regele regilor. Era mântuitorul lor. Era salvatorul lor. Era împăratul împăraților. Înălțat să fie numele lui. Nu vă mai uitați la Isus și spuneți un că nu, Isus e Domnul. Isus e cel tot puternic. El este creatorul Universului. El poate să rezolve problema din casa ta. Cine crede ca mine să zică amin, lăudați să fie Domnul. Glorie lui Isus Hristos. Nu au devenit și agnostici. Ca slujitor vizităm oameni care sunt pe patul morții. Și unii trecuți de 60 de ani. Știți ce spun? Frate Caleb, nu mai cred că există Dumnezeu. Spuneți-mi ceva din Biblie. Dacă ar fi Dumnezeu prezent, m-ar fi vindecat de cancer. L-am sfârșit toată viața pe Dumnezeu Sicunii. Și uite ce mi la final de viață: chin, durere, e Dumnezeul pe care l-am predicat, pe care l-am cântat și numele căruia m-am închinat. Și încercăm să le amintim. Cine v-a vindecat atunci, la 40 de ani? Cine va. A acolo, în fața stâlpului, că mașina noastră, în mod normal, trebuia să se lipească de stâlp și trebuiau alții să vă curețe creierii de asfalt, tip autostradă. Cine a fost prezent acolo să oprească moartea dumneavoastră, acum 20 de ani. Există Dumnezeu cu adevărat? Există Dumnezeu cu adevărat? Natura ne spune că există Dumnezeu. Fiecare răsărit de soare ne spune că există Dumnezeu. Dumnezeu ne zâmbește prin fiecare apus de soare. Dumnezeu e prezent în flori, în natură, în existență. Când te uiți la copiii tăi și vezi că Dumnezeu a binecuvântat cu inteligență, cu rațiune, când ne uităm la mințile noastre și ne dăm seama că în creierile noastre funcționează totul normal, încă mai avem mințile în cap. când o grămadă de oameni nu mai pot raționa. Vreau să vă spun ceva. Suntem ceea ce suntem, avem ceea ce avem. Pentru că există Dumnezeu. Există Dumnezeu. Înălțat să fie în numele Lui. Glorie Dumnezeului nostru au crezut că este, dar nu-i suficient să crezi că este. Scutați ce zice Biblia. Au crezut că este cu tovarășilor. lor. Unii spun, domnule, dacă e Hristos prezent în biserica noastră, eu fac ce vreau în viața asta, cumva mă vână Dumnezeu în rai. Fals! Nu-i suficient să fie Dumnezeu cu tatăl tău. Nu-i suficient mama ta să fie o mama rugăciunii și Dumnezeu să o asculte în fiecare rugăciune. Și că avem noi o cântare care spune rugăciunea mamei mele? Nu este de ajuns. Eu trebuie, nu dacă vreau, trebuie să mă rog. Au crezut că e cu tovarăși. De ce l-au pierdut pe Isus? Din cauza năzuințelor false. Noi românași avem foarte multe. Te o pisică neagră? Să nu cumva să mai calci pe drumul ei. Nu știu că sparte să faci în spate. Eu nu știu când s-a actualizat, nici nu. Eu de obicei fac invers, mă. Dar false. Dacă cu tare mi-o gândit rău. Dacă cu tare nu știu ce. Aici trag un semnal de alarmă. Dacă în viața ta e păcat și ai provocat ură de tu cuiva și cineva s-a dus la un clar văzător sau la o clar văzătoare, la vrăjitori și la oameni care lucrează cu cultismul, să știți că lucrările oculte au puterea asupra oamenilor care nu sunt sub legământul lui Isus Hristos. Dacă l-ai pierdut pe Hristos, Satana își poate bate joc de viața ta. Dacă te mai temi de vrăjitorie, de ghicitorie, de ocultism, de dat cu ghiocul, de chematul morților înseamnă că tu ai un legământ puternic cu Dumnezeu și mă rog în această seară Duhul Domnului să te cerceteze prezența Domnului să fie peste fiecare dintre noi în seara aceasta monstru orice duh de ocultism, orice lucrare demonică și oroscopul lucrare demonică să știți și care, cei care caută noroc și sisteme prin care să câștige bani fără să muncească, să e lucrare demonică să o scoți din casa ta afară să o scoți din telefonul tău, să o scoți din smartphone-ul tău, din tableta ta, din computerul tău, scoate afară murdăriile! nu poate să a Hristos și Belial, satana și Dumnezeu nu pot sta împreună. Hristos trebuie să rămână pe tron. Hristos trebuie să fie cel mai important. Hristos este cel care ne binecuvintează, da, noi muncim și Dumnezeu binecuvintează munca noastră cinstită, amin, amin, slăvit să fie Domnul. Au crezut că este cu și lor de călătorie. Și au zis, nu-i cu noi, e cu prietenii noștri. Nu-i cu noi, e cu neamurile noastre. O grămadă de băieți și fete au venit la bisericile noastre cu ideea că se botează pentru că taică să slujitor. Că se botează pentru că maică să se roagă și lacrimile ei se îmbină sub barbă. nu e suficient. Personal, băiete, fato, personal, trebuie să ai o întâlnire reală cu Domnul Isus Hristos. Trebuie să se producă în mintea ta, în viața ta, în interiorul tău, nașterea din nou. Să devii o ființă nouă în Hristos, o făptură nouă, toate cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Un om născut din nou nu mai fumează. Amin! Amin! Un om născut din nou nu mai bea alcool. Amin! Un om născut din nou nu mai vorbește murdar. Nu se poate una ca asta, domnule, după botez să ai gânduri de divorț. Nu se poate una ca asta. Un pocăit adevărat nu divorțează. Amin se zice. Amin lucrează, Doamne. Lucrează pentru unitatea casei. Se intervine Dumnezeu. Pe toți îi poți ierta, numai pe el așa ai? Nu poți ierta. Pe toți îi poți ierta, numai pe el nu. Iartă-l. Dar nu știi, frate, ce mi-a făcut. Iartă-l. Iartă-l. Iartă-o. Și ce fac unii oameni? Vin zeci de ani la bisericile noastre și la prima greșeală a partenerului de viață la aruncă la garbici, la coș de gunoi. Și mai vine câte un frate și zice, frate, vreau să fac evangelizare. La cine vrei să faci evangelizare? Păi adu și evanghelizează nevasta. Mi se pare normal ca un bărbat să divorțeze pentru că nevasta nu-i... Și-o trăit în mai multe păcate decât nevastă să. se pare corect? Iartă. Ce e soluția cea mai bună? Până când se foarte Până când îl pe Hristos? Până ajungi să fii ca și Hristos în iertare? Până ajungi ceva pe Hristos, să ridice mâna sus. Când ne-a Hristos pe noi. Ce bun a fost Dumnezeu cu viețile noastre. O, oh, toate păcatele ne-a iertat Hristos, amin? Slăviți să fie numele Domnului. Să iertăm și noi la fel se vorbea în demn. Ajută-ne, Doamne. Năzuințe false, imaginații, scenarii, gânduri, nebiblice. Tot ce nu scrie în cartea asta, trebuie să aruncăm pe foc. Amin? Tot ce scrie în cartea asta să împlinim. Milimetric. Fiecare cuvânt din cartea asta trebuie să îl împlinim. Exact cum scrie în Biblie. Și să alungăm toate năzuințele false. Ultimul lucru pe care îmi spun. De ce l-au pierdut pe Iisus? Din cauza neștiinței. Și cine e vinovat când noi dăm de greu? Prima dată pastorul. Pastorul nu mi-a vizitat fetița, pastorul nu l-a căutat pe băiatul meu, pastorul nu a fost cu cutare, pastorul nu a avut interes. De ce? Căutăm pe cineva, domnule. Dacă în dumneata ai stat 15 ore în loc de 8 la lucru și când trebuia să vorbești cu copilul tău, cine trebuia să facă casa? Pastor, ați e ideea? ea? Prea pe vina pe cineva. Dacă nu avem nici o interferență cu un slujitor, să nu dă vina, și nu putem da vina nici cu un slujitor, știți ce facem? Dăm vina pe sărăcuțul Dumnezeu. Și ce face un român când își ia ciocanul cu mâna dreaptă și îți dă una, pac, păi, degetul mare, unghia de la degetul mare, de la mâna stângă? Știți ce, ce face? Pe cine înjură? jură? Păi, pe Dumnezeu, prieten. În jură pe De ce Dumnezeu e vinovat că el nu a avut control? Ce să facă Dumnezeu? Să facă unde un intra roșu, să vină să-l curenteze un pic? Ce să-i facă? Să-i mute mâna un pic mai în dreapta? Și ce face Maria? Mă, mă, mă extraordinar. După trei zile. Eu nu știu cum au dormit ăștia nopțile. Știți unde l-au găsit? Numai unde poate fi găsit. Sus e aici. Amin? Oricât de greu ți în viață, nu-L căuta pe Iisus în bar, nu-L căuta pe Iisus în cocaină, nu-L căuta pe Iisus în un de medicament, nu-L căuta pe Iisus în lame să stai venele, nu-L căuta pe Iisus în disperare, nu-L căuta pe Iisus pe Google. Iisus e aici. E aici Iisus, în templul Lui. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Și mulți dintre noi știți unde îl vom găsi pe Iisus, unde l-am lăsat. Exact unde l-am năsat, unde l-am părăsit unde a zis, Doamne, nu mai avem nevoie de tine, suntem suficient de inteligenți, știm noi, reușim noi, avem noi strategiile noastre. Întoarce-te apoi la Isus. Isus nu schimbă optica. Isus nu pleacă din locul lui, rămâne acolo. El e sfânt, drept, adevărat, înălțat, glorie în numelui său. Binecuvântat să fie Domnul Isus Hristos. L-au găsit în templu și -a ascultat cine e vinovat. Fiule, pentru ce? Te-ai purtat așa cu noi, sfinții de noi. Noi nu avem nicio vină. Noi suntem perfecți. Tu ești vinovat. Acum mai dă un plus Mariei, pentru că zice tatăl tău mai întâi, a respect autoritatea, și eu, nu și eu, și tatăl tău, da? Aici îi ai dăm un plus. Dar până la 10 mai are mult. Eu, nu, tatăl tău, adică Iosif, și eu, te-am căutat cu îngrijorare, și ce-mi din toată inima? Un du de înjurare sfântă să vină peste noi. Să te macine Dumnezeu, frate. Să simți o frământare soră de la Duhul lui Dumnezeu. Să simți în seara asta cum Duhul lui Dumnezeu te frământă, te întoarce și începi să te gândești, să te gândești, să te gândești, să scoți, să scoți, să scoți, să analizezi, să dai, să dai afară tot ce era rău să intre Hristos în viețile noastre, să fie Dumnezeu pe tron în viețile noastre, să ne debarasăm de orice lucru rumez, Hristos să fie cel mai important între noi, amin? Lăudat să fie numele Domnului. Te-am căutat cu îngrijorare, zice Maria, felicitări, Mario. Te-am căutat cu îngrijorare. cine el caută pe Domnul cu adevărat. Și că îl găsește? Lăudat să fie Domnul. Ce zice Iisuse? Și ce zice Iisus? De ce m-ați căutat? Se întrebarea Duhului Sfânt pentru noi în seara asta. De ce ești la Emanuel? De ce ești aici? De ce n-ai plecat încă? De ce n-ai alte lucruri mai importante să pleci acasă? De ce? Pe frate, am venit pentru că mi-a fost rușine, mă zic că o să fie slujbă în seara asta și că vine cineva. De ce? De ce n-ați plecat la Nazaret? O zis băiatul Iisus. Așa că vă văzut rușine de vecini? Păi, vecinii mă cunoșteau că de 12 ani sunt în zonă. Și ți-ar fi zis eu, mă, ce irresponsabil, știu. N-ai văzut să puteți imagine așa. -i? De ce m-ai căutat, Mario? Care a fost motorul care te-a mișcat să stai trei zile în drum să mă cauți? De ce ești încă aici? Peste program. De ce? Și sus le zice un motiv pentru care l-au pierdut. Oare nu știi alți că eu trebuie? să fiu. Unde? În casa tatălui meu. Vă aveți o problemă cu optica. M-ați văzut un băiețandru, mi-ați dat de mâncare, v-ați obișnuit cu mine ca și acel om care a stat lângă chivotul lui Dumnezeu și efectiv l-a rupt Dumnezeu în două. 20 de ani a stat lângă chivotul lui Dumnezeu. 20 de ani s-a obișnuit cu chivotul lui Dumnezeu. Ahio era fratele său mai mare. Băiatul mai mic, Eleazar, și el, sau obișnuiești cu chivotul lui Dumnezeu. Când te obișnuiești cu prezența lui Dumnezeu, ești expus la un risc. Să zici, nu-i chiar așa de important, Isus. Nu-i chiar așa de important, Dumnezeu. S-au uitat la Isus Hristos și și-au zis, El este un băiețan, doar 12 ani. Noi îi dăm de mâncare, noi îi dăm apă, noi îl administrăm. Fără noi nu mai poate, domnule! Și Iisus zice, nu știați că eu sunt Fiul Dumnezeului Celui Viu nu știați că tatăl meu e Dumnezeu. Voi nu știați că eu sunt fiul lui Dumnezeu? Voi nu realizați cine sunt eu? Știți cum facem noi? Ne uităm la problemele noastre și cresc în fiecare zi, sunt tot mai mari, tot mai multe, tot mai dificile, tot mai late, tot mai grave și trec dincolo de înălțimea tavanului bisericii și avem probleme toți. Ne uităm la problemele noastre grave și zicem, Doamne, de ce nu mai intervii? De ce să scade mulțimea oamenilor care sunt pe display cu boli? De, de ce, de ce, de ce? Știți de ce? Pentru că dincolo vedem pe Iisus un copil. Un copil nu poate intra în agenda ta să rezolve problemele tale spirituale. Un copil nu-ți poate porunci să te oprești din păcat. Dar vreau să vă spun ceva. Iisus și când era în Iesle, era Dumnezeu. A fost, este și va fi pentru întotdeauna. El este regele regilor, domnul domnilor. Slăvit să fie numele Lui din cauza neștiinței, adică pentru că nu-i cunoașteau adevărata identitate, de aceea l-au pierdut, pentru că trebuia să-L prețuiască mai mult, pentru că trebuia să vadă în El nu doar un copilandru, ci Fiul lui Dumnezeu. S-au mirat preoții și toți au zis, rămâneau mărmuriți de răspunsurile Lui. Toți erau foarte șocați cât respect are băiatul ăsta. Îi ascultau, Apoi punea întrebări când ei nu știau să răspundă la întrebările lui extrem de dificile. Ei doctor, dacă îmi permiteți, în teologie, nu puteau să răspundă la întrebările lui. Știți că Iisus dea răspunsul, pentru că vreau să vă spun ceva în seara asta. Pentru problema ta, pentru falimentul tău, pentru întrebările tale, răspunsul nu este un președinte, răspunsul nu este un pastor, răspunsul nu e o biserică, răspunsul este Iisus. Iisus, 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 aleluia Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să stăm ridicați. Ar vrea să intrăm într-un duc de cercetare în rugăciunea următoare. Am rugămintea să vă închideți ochii. Aici e prezent Dumnezeu. Aici e prezent Domnul Isus Hristos. Aici e prezent Duhul Sfânt. M-am bucurat așa de mult la cântările dumneavoastră. Am simțit prezența Domnului de la începutul slujbei. Din primul minut din seara asta. Am știu că aici este prezent Domnul Isus. Îl binecuvintez, îl înalți și laud. El merită toată gloria. Nimeni nu-i ca Isus. Nimeni nu e așa de frumos, nimeni nu e așa de înălțat, nimeni nu e așa de bun ca Dumnezeul nostru. Când ne-am fi meritat să ne arunce la coșul istoriei, lui Isus este milă de fiecare dintre noi. Brațele lui cicatrizate, întinse la calvar, mai lasă încă picătură de sânge să se scurgă. Pe fiecare picătură de sânge a lui Isus scrie în dreptul ființei noastre și a fiecare dintre noi te iubesc. te iubesc. Te iubesc. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Chiar dacă o mamă își uită copilul care își raptează, care-i sugar, eu Dumnezeu din cer zice, Domnul Isus Hristos, în această seară nu te voi uita niciodată. Toate problemele tale, toate planurile tale, toate zidurile tale, toate proiectele tale sunt gravate pe palmele mele. O lăudați să fie numele Lui Isus Hristos. Este seara în care trebuie să-i spui Domnul Isus Hristos, Doamne... Iartă-mă că te-am pierdut, Doamne. Iartă-mă că m-am obișnuit uneori cu un ritual religios, Doamne. O, oh, iartă-mă, Doamne, eliberează-mă, transformă-mă. Vreau, Doamne, să te iau în serios. Vreau să scot orice păcat din viața mea, Doamne. Vreau să-l pun la piciorul crucitare și să proclam peste viața mea eliberare. Vreau să proclam o eliberare sfântă, o transformare deosebită. Dacă sunt aici prezente persoane care recunosc că l-au pierdut pe Isus Hristos și vor să-i spună, Doamne, vreau să te realeg, Doamne. Vreau să te reașez pe tronul vieții mele. Vreau să te fac cel mai important din viața mea, Doamne, te-am pus la egalitate cu alte lucruri, Doamne, poate cu banii, poate cu prioritățile lumii acestea, poate cu frumusețea, poate cu gândul de înălțare, poate cu o mândrie, poate cu narcisism, poate cu o răutate, poate cu o gelozie, poate o vorbă grea și o vorbă, o vorbă urâtă, poate cineva din lumea asta ți a furat pe Isus Hristos, mă rog în numele Domnului să coboare în duc de cercetare peste noi, Bret, cantara mana vidozeris, simt brațul Domnului cum trece printre rânduri în această seară, sim puterea Domnului prezentă să-i Dumnezeu. Dacă simți că l-ai pierdut pe Domnul Isus Hristos, fie că ești în prima categorie și nu l-ai proclamat ca Domn și Mântuitor, fie că ești în a doua și te-ai depărtat de Domnul de o vreme, ridic o mână și zic, Doamne, te aleg din nou. Doamne, te aleg în această seară. Vreau o atingere nouă, Doamne. Vreau o revigorare a sufletului meu, Doamne. Vreau o binecuvântare a vieții mele, Doamne. Vreau să curgă râuri de binecuvântare peste viața mea. Ia decizii noi în această seară. Ia o tărâri noi de pocăință. Fă juruințe noi înaintea Domnului. Amintește-ți cum erai pocăit în țară, mult mai pocăită, mult mai pocăit, mult mai aproape de Dumnezeu. Amintește-ți de unde ai căzut, se spunea. Întoarce-te la Domnul din nou. Caută fața lui Dumnezeu și zi, Doamne, mai atingem o dată. Mai bine cuvintează o dată. Tu, soră, care cântai în alte limbi, acum nici măcar nu mai vorbești în limbi. Acum ai uneori gânduri rele care nu-i plac lui Dumnezeu. Tu, frate, care te-ai de cărările Domnului, întoarce de la pocăința radicală, reală, sinceră, adevărată, biblică. O, oh, ne întoarcem cu toții la Domnul în această seară și zicem, Doamne, ai milă de noi, de casele noastre. Să vă atingă Domnul copiii care nu vin la casa Domnului. Să atingă Domnul generații după generații și nepoți. O să ne rugăm special pentru cei ce pierdut pe Domnul, pentru cei ce au plecat în droguri, în alcool, în tutun, în imoralitate, răutăți, în păcate, Domnul poate să-i libereze. Eribet canta, ramana grove, Există putere în numele lui Iisus Hristos. Când psihologii nu mai pot să facă nimic, când terapeuții nu mai au soluții, când centrele de detoxificare nu mai pot rezolva problema, când nici pastorii și nici preoții, când nici consilierii nu mai pot să facă nimic, vreau să vă spun ceva. Isus Hristos poate totul. Isus Hristos poate totul. Să se întoarcă înapoi fica plecată. O, Domnul să o atingă. Să se întoarcă înapoi să plângă. Să strige după mila lui Dumnezeu. Să întoarcă Domnul fiul risipitor. Avem nevoie de Domnul. Avem nevoie de Domnul. O, oh, Domnul este prezent aici e gata să aducă eliberare. Simt cum prezența Domnului vrea să străpungă orice inimă sinceră. Și Domnul vrea să aducă dezgrațierea și deslegarea în numele Lui Isus. În numele Lui Isus în seara asta cad lanțuri. La în numele Lui Isus că ruginite. oh, în numele Lui Isus să cadă. strigă pe Domnul. Intră în rugăciunea asta cu toată sinceritatea și zi, Doamne, ai milă de mine, ai milă de viața mea, ai milă de sufletul meu. Roagă-te cum te-a rugat niciodată. Strigă după mila Lui Dumnezeu. Există speranță. Există speranță în numele Lui Isus. Pierderea nu trebuie să devină o continuare, ci trebuie să devină o istorie. O, oh, recâștigă pe Iisus Hristos în seara asta! Recâștigă-l în rugăciune, recâștigă-l în post, planifică-ți postul săptămânal, stai înaintea Domnului și citește Biblia mai mult, caută-l pe Dumnezeu la biserică, Domnul e prezent aici, aleluia, 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 Domnul e prezent aici să-i libereze, Simt cum cad lanțurile păcatului. Simt cum puterea demonică este înlăturată. Simt cum gândurile suicidale pleacă. Pleacă în numele lui Isus. Erit Câmpera Caravana Diazea. Ne-ai ajuns în America, copiii tăi să ajungă deja. A ajuns în America, copiii tăi să fie binecuvântați. O, oh, Doamne, intră în cercetare, eliberează, binecuvintează, grațiează, transformă, mântuiește, Doamne! Domnul e prezent aici, ne rugăm cu toții. O, oh, Doamne, suntem înaintea